creștinism sau democrație, renaștere sau apus. Am deosebită onoare și în premieră în orașul nostru să vi-l prezint pe domnul Mihail Neamțu, scriitor, om politic, antreprenor român și fondator al Clubului Marilor Cărți. În deschiderea acestei conferințe, dați-mi voie să invit gazda evenimentului din această seară pentru a ne adresa cuvântul de bun venit. Îl invit alături de mine pe domnul primar al orașului Șumleu Silvaniei, Mihai Cristian Lazar. Mulțumesc frumos, bună seara, doamnelor și domnilor. Conferința de astăzi este probabil, adică mai mult ca sigur, o continuare a ceea ce am început în urmă cu câteva luni, în toamnă mai exact, o serie întreagă de dezbateri și dialoguri aici în orașul nostru. Am început cu educație pentru viitor, în prezența rectorului Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai. Continuăm astăzi aici cu conferința din această seară. Lucrurile nu se întâmplă întâmplător, totul are un sens pe lumea aceasta și pot să spun că aici la noi, în Șimleu, s-a scris o bucată bună din istoria Transilvaniei. Stă mărturie cetatea de alături. Tot aici la Șimleu Silvaniei, în urmă cu mai bine de 200 de ani, se înființa Vicariatul Sălajului, care a susținut strașnic școala primară românească. Prin urmare, aici s-a deschis un drum către dezvoltarea culturii. Șimleul a devenit un centru al intelectualității, dacă vreți, al intelectualității românești aici, în Ardeal. Aici, la Șimleu, s-a născut Iuliu Maniu și tot aici a avut o contribuție remarcabilă marele Simeon Bărnuțiu. Liceele noastre, câteva, două dintre liceele poartă numele astăzi și unul dintre ele, în urmă cu câțiva ani, a servat vârsta centenarului, să zic așa. Prin urmare, așadar, aici la Șimleu Silvaniei s-a apreciat și a existat întotdeauna un atașament față de valorile culturale și un respect față de intelectualitate și față de tot ce înseamnă oameni de valoare. Asta facem și astăzi, prin prezența uneia poate dintre cele mai active personalități din această zonă, din acest spațiu al culturii și al educației, pentru că domnul Mihail Neamțu este licențiat la Universitatea Babeș-Bolyai în filozofie, este teolog și a perfecționat studiile în străinătate, în repetate rânduri și a obținut un doctorat la o universitate de prestigiu în Marea Britanie, așa încât, cum vă spuneam la începutul acestui discurs, nimic nu e întâmplător. Trăim niște vremuri complicate, o lume a războiului întunecată, o lume a dezbinării. Și nu exagerez cu nimic, pentru că vă puteți uita în jur și tot ce v-am spus aici se confirmă. Când dezbinarea apare, când toți te dezbină, este un singur lucru care te poate uni. Acela este Dumnezeu. Credința și Dumnezeu te unește. A început Marele Post, cred că este un moment prielnic pentru o astfel de abordare, pentru o astfel de conferință și nu vreau să forțez o antepronunțare pentru că nu-mi stă în fire, mai ales că, având în vedere profesia mea de bază, exista un principiu fundamental în care trebuia să ai grijă să nu te antepronunți. Și nu o să mă antepronunț cu privire la tema acestei conferințe, însă vreau să punctez un singur lucru, dacă îmi permiteți. Dacă vorbim de creștinism și democrație, sper din suflet că apusul nu este o soluție. Vorbind de creștinism și democrație, dragi invitați, consider că e de datoria noastră și e timpul să renaștem. Trebuie să luptăm pentru asta. Asta e datoria noastră și pentru asta trebuie să luptăm. Pentru asta, bun venit la Șimleu Silvaniei, domnule Neamțu.
Bună seara tuturor, vă mulțumesc mult, domnule primar. Mulțumesc mult pentru cuvintele acestea călduroase și sincere. Mă bucur să fiu aici, în fața dumneavoastră, în fața unui public, văd că și foarte tânăr, și de asemenea să fiu, nu, la poalele acestui munte, Măgura. Mă bucur să fiu pentru prima oară în Șimleul Silvaniei. Lucrurile care au însă un bun început, cum este acest început, iată, și de post. Post mare este limpede că lucrurile care au un bun început nu trebuie să aibă neapărat un sfârșit. Despre începuturi și despre sfârșituri, despre Alfa și Omega vom vorbi în această seară. Mă bucur, spuneam, să văd foarte mulți tineri. Când vă văd, îmi amintesc cuvintele acelui președinte american care a spus: fericiți cei tineri, cât cei vor moșteni datoria națională, care crește. Domnule primar, vă rog să interveniți. Și datoria noastră e nu doar financiară, este și una morală, aceea de a intra într-un soi de liturghie a memoriei, de a vorbi în permanență, în fața tuturor națiunilor Europei și ale lumii acesteia, despre cei care ne-au făcut pe noi verticali, despre cei care ne-au făcut demni. Eu m-am născut în această prezentare frumoasă pe care a făcut-o domnul primar, am omis să spun un lucru important. M-am născut la Făgăraș și eu m-am născut la poalele munților Carpați. Și ei sunt Carpații și Vârful Moldoveanu tot în regiunea Carpaților se află, numai că eu m-am născut la poalele celui mai înalt vârf al Carpaților, în județul Brașov, într-un oraș niciodată prea mic pentru visele marele copilăriei. Sunt aici oameni care au visat de vreme și au ajuns departe. Zice proverbul că nu, cel care se trezește dimineața de vreme ajunge departe, dar trezirea asta poate să aibă loc și la 9 ani, și la 12 ani, și la 15 ani. Și aveți un edil, aveți un om politic care s-a trezit de vreme la această vocație a slujirii. La 27 de ani, dacă ești primar, înseamnă că știi ce vrei să faci cu viața ta. Dacă ești responsabil pentru destinele a 10 de mii și sute de mii, poate, eu asta profețesc, sute de mii într-o bună zi, eu asta cred că nu se va opri la Șimleul Silvaniei, înseamnă că ești un om pe care Dumnezeu îl va judeca după influența pe care el o proiectează în jur. E mare lucru să știi ce vrei să faci cu viața ta, e mare lucru să fii prezent în viața celorlalți cu un vis. Și visul nostru care este? Deșteaptă de române. Probabil că trebuie să ne deșteptăm dintr-un coșmar, care a fost coșmarul istoriei comunismului, pe care, din păcate, ucrainienii îl trăiesc astăzi, datorită faptului că un fost KGB-ist, pe numele său Vladimir Vladimirovici Putin, nu dorește nici de cum să-i lase pe acești ucrainieni să viseze și ei la ceea ce am visat noi, anume la libertate. Că ăsta a fost visul. Și am visat la libertate și pentru ca să ajungem liberi, cineva s-a sacrificat, s-au sacrificat niște tineri la Timișoara în 89, s-au mai sacrificat alți tineri la baricadă, cum se spune, în București, de acolo de unde vin, pe șoseaua sau pe bulevardul Maghieru, s-au sacrificat tineri la Cluj în 21 decembrie. Tatăl meu a fost și el prezent la Arad, înainte să cadă Ceaușescu, alături de alți membri ai mișcării de rezistență anticomunistă, chiar și din aceste foarte, foarte populate atunci fabrici și uzine ale patriei noastre, și cu toții am avut acest vis al libertății. Și unii am gustat din această libertate mai mult, alții mai puțin. Și lucrul ăsta ne pune pe gânduri. Cei din Republica Moldova, care sunt amenințați de aceleași șenile, de aceleași tancuri, se pot gândi că mâine trupele lui Putin pot să invadeze țara lor. Noi, cei care ne aflăm de partea cealaltă a istoriei, cei care avem protecția unui scut și care avem de asemenea o apartenență politică la Europa, suntem un pic mai liniștiți. Ce diferență o face un râu, un curs de apă, Prutul. Ce șansă pentru unii să se nască în Transilvania, ce neșansă pentru alții să se nască în Basarabia sau în Bucovina de Nord. Acum când spun mereu că vin din Transilvania și casa mea este aici, nu pot să nu vă reamintesc această apocrifă.
legată de Moise e doar o poveste, nu apare neapărat în Biblie, dar o putem căuta în alte locuri. Se spune că Moise, când a primit cele 10 porunci, despre care am și vorbit în cartea asta Geneză și Înviere, a auzit o voce de pe muntele Sinai: Moise, ia-ți poporul tău și du-te în Transilvania. Dar el nu era doar gânga, ci și surd, și a auzit Transiordania, și de aici toate problemele din Orientul Mijlociu. Dar e clar că pământul făgăduinței, o știu și românii și maghiarii, e Transilvania, cea mai frumoasă zonă a României, unde sigur te simți acasă, și dacă te-ai născut în Făgăraș, și dacă te-ai născut în Șimleul Silvaniei, te simți acasă în Transilvania. E un loc extraordinar, unde visele au crescut datorită acestei anduranțe a unei tradiții a libertății. Cine a dăruit Europei de data asta, nu doar românilor, visul libertății? Despre asta vreau să vorbim în această seară. Despre un om, un personaj, despre care am aflat prima oară răsfoind biblioteca bunicului meu. Bunicul meu era un om, ca atâția alții, care s-a născut în 1920, în aceeași perioadă cu regele Mihai, și care, din păcate, acelea erau vremurile, bunicul meu, despre el vorbesc acum, și-a pierdut tatăl la 11 și mama la 12 ani. Tatăl a alunecat sub un tren, i-a fost tăiat piciorul, s-a cangrenat și a murit rapid. Nu exista atunci o medicină ca să rezolve problema, și apoi de durere mama lui a murit. Cu alte cuvinte, străbunii mei au murit foarte devreme, iar el a crescut ca un orfan, neavând nicio șansă. Bunicul meu n-a avut nicio șansă, pentru că la 12 ani era fără părinți, și cu toate acestea, prin credință, a reușit să fie cel mai gospodar om al satului său, Târnova, din județul Arad, nu departe de șiria lui Slavici. Și eu, având o dublă rădăcină, sunt oltean prin mama, de-aia vorbesc cam mult și cam repede, dar sunt și ardelean prin tata, am copilărit, nu-i așa, și eu am copilărit la poalele munților Sărandului, la vreo 2 ceasuri distanță de locul unde s-a născut Arsenie Boca. Nu e niciun merit pentru noi, dar veneau foarte multe tiruri sau peridocele, ziceam noi, dinspre Brad, de unde era și Arsenie Boca, și încercam să învățăm arta negoțului. Eu mă ocupam la 7-8 ani de vânzarea, nu de gogoși, asta mai târziu când m-am apucat de politică, am vândut înainte de a vinde gogoși, am vândut altceva mult mai util pentru viața omului, anume părădăici. Și bunicul m-a învățat ce înseamnă să stau de vorbă cu acei șoferi de tir și să stau de vorbă cu, de asemenea, preotul satului și să învăț să citesc Apostolul, și de asemenea m-am învățat să citesc Crezul. La 7 ani. Credeul, cum se spune în biserica, cred că greco-catolică, am învățat la 7 ani, țin minte și acum, când ajungeam la pasajul și a înviat a treia zi după Scripturi, îmi imaginam că Iisus a înviat pur și simplu în spatele unor Biblii mari, uriașe, erau după, nu? Deci era un sens fizic al acestui cuvânt pe care l-aveam în minte. Nu înțelegeam prea multe, dar trăgeam clopotele cu bucurie în fiecare duminică și îl vedeam pe bunicul meu, cel care fusese într-un fel sau altul condamnat de soartă la 12 ani, cum putea să țină în mână un cor de 100 de bărbați. Era cel mai frumos cor bărbătesc al bisericii din sat. Bunicul era ortodox, soția lui era baptistă, Ana, și mătușa noastră, adică sora bunicului meu, era penticostală. Așa am crescut eu, duminică de duminică, cu o atmosferă deschisă dialogului și o atmosferă în care rugăciunea era nelipsită, dar și Biblia era pe masă mereu deschisă. Și recitând Crezul, am avut mereu o curiozitate intelectuală, poate precoce, și l-am întrebat pe bunicul: cine a scris acest Crez? De ce îmi pui mie în sarcină să citesc și să învăț pe de rost lucruri care nu știu dacă au sau nu un autor? Și bunicul mi-a zis: nu știu. El făcuse o școală de cântăreți la Caransebeș, dar du-te, zice, vezi că sunt niște cărți acolo, cărțile din bibliotecă pe care nu prea avea timp să le răsfoiască, pentru că era un, bineînțeles, fermier, un agricultor, și am intrat în mica lui bibliotecă și am dat
de un autor despre care foarte puțină lume cred că știe astăzi multe, anume Eusebiu al Cezarei, care a scris Viața omului despre care vreau să vă vorbesc. Că nu o să mă opresc la o poveste despre bunicul. Dar trebuia să-l evoc pentru că îi datorez această întâmplare. E foarte important cine îți pune în viața asta, nu doar Biblia în mână, ci și celelalte cărți. Care ce fac? Comentează istoria receptării acestui text sacru în cultura europeană. Și deschizând această carte a unui istoric, Eusebiu al Cezarei, care a trăit prin anii 330-340, am descoperit că el în această carte, istoricul cu pricina, vorbea despre un om care, ca și noi, tot de la Râm se trăgea. Râm înseamnă Roma, desigur. Nu-i așa? Cronicarii, Miron Costin și ceilalți ne-au învățat că noi românii, din Tighina și până în, dacă vreți, iată, Serbia de astăzi, adică în Valea Timocului, că noi românii din Crișana și până în Dobrogea, noi cu toții împărtășim o limbă și un crez creștin și că această limbă română are o rădăcină latinească. Deci cu toții de la Râm ne tragem. Și m-am întrebat ce era așa special când vine vorba de Roma, de ce lucrurile esențiale s-au petrecut în cetatea eternă. Mai știam câte ceva despre Apostolul Pavel, care a scris o scrisoare către râmleni. Nu știu dacă știți, dar el a scris și această scrisoare către râmleni, adică către romani, care putea fi adresată și celor din Șimleu, bănuiesc, și celor din Zalău, ne întâlnim mâine cu ei, și cu siguranță și celor din Huedin, ne vedem poimine cu ei, și cu siguranță celor din Cluj, ne vedem răspoimine cu ei. Să știți că Apostolul a scris 14 epistole, cu siguranță una, cel puțin, vi se potrivește. Celor din București, mai mult aia către Corinteni. O să explic altă dată. Însă mă întorc puțin la ideea de Roma și la ideea că, până la urmă, civilizația europeană s-a născut din această sinteză incredibilă între Ierusalim, Atena și Roma. Și vă spun că acest bărbat despre care vă vorbesc, care s-a născut la Niș, în Serbia de astăzi, prin anul 275, și el avea condiții nefavorabile. Adică mama lui nu era împărăteasă, ci o hangiță. Se numea Elena. Mai este cineva în sala asta, o doamnă, care, sau mai multe doamne și domnișoare care se numesc Elena? Puteți să ridicați o mână să vă văd. Aveți o calorie pentru asta. Aplauze, felicitări. Deci avem o Elena cu noi. Elenele ne urmăresc. Destinul european a fost tot timpul vizitat și cel românesc, nu știu de ce, cel românesc, până și astăzi este tulburat de câte o Elena. Sigur că mă gândesc la Elena Lupescu acum, la Elena pe care Carol al doilea n-a putut să o refuze. E bine, această hangiță nu s-a luptat cu DNA-ul, nu a intrat în conflict cu nimeni, nu? Era o femeie cu minte. Elena, despre care eu vă vorbesc, era o femeie cu minte, simplă, care a întâlnit în drumurile ei, cum puteau să arate drumurile unei hangițe, da? În drumurile ei a întâlnit un mare general, care s-a numit Constantin. Și generalul ăsta, a auzit cineva de New York, de Manhattan, a auzit cineva de Long Island, a auzit cineva de Statuia Libertății, ridicați mâna, a auzit cineva, cine a auzit să ridice mâna, vă rog, mă ajută să înțeleg cu cine vorbesc. Avem aici un public foarte, foarte conectat la America. Foarte bine. Să știți că înainte de a exista New York, a existat primul oraș, York. Și în acel oraș, generalul despre care eu vă vorbesc a fost proclamat împărat al Romei de către soldați. Această hangiță a fost cerută în căsătorie de acest mare general, care se întâmpla să fie și împăratul Romei. Ce destin, nu? Viața, dragilor, se decide întotdeauna între un ba și un da, mai ales la oficiul stării civile. Ai grijă ce spui la oficiul stării civile. Despre iubire, însă, mâine. Mai multe la Zalău. Sala, înțeleg, e arhiplină. O să stați în picioare cei care veniți mai târziu, dar pentru prietenii din Șimleu găsim și câteva locuri mai în față. Mâine, de la ora
Înțeleg, 18 sau 18:30 avem o conferință pentru tineret. Seara asta nu e neapărat doar pentru tineri, despre Eros, Logos și, zic mai încet, Agape. Nu interesează pe tot subiectul final. Însă, gândiți-vă că o hangiță își schimbă viața întâlnind un mare, mare general și, bineînțeles, după câțiva ani, dă naștere unui om extraordinar care însă avea un defect. Era politeist, era păgân. Se închina la soare. Nu era atunci obligatoriu. Eolienele nu apăruseră, discuția despre green energy nu era la modă. Soarele, în schimb, era privit ca o zeitate. De ce? Pentru că era sursa luminii, era sursa de viață pentru plante și pentru oameni deopotrivă. Soarele, Sol Invictus, avea parte de un cult, mai ales în lumea siriană, în lumea orientală, un cult care pătrunsese la Roma prin intermediul unor soldați politeiști și creștinii în acea perioadă erau persecutați. Știe cineva de ce creștinii la Roma mai ales erau persecutați? Vă rog să-mi spuneți. Pentru că nu se supuneau împăratului. Extraordinar. Cine a zis asta? Aveți un 10 plus din partea profesorului de istorie. Foarte bine. Nu se supuneau împăratului. Asta înseamnă că acei creștini nu puneau, mai precis, ce nu puneau? Nu puneau tămâie. Vreau să înțelegeți. Că se punea tămâie bine mirositoare la statuia împăratului. Cum ar fi astăzi, dumneavoastră, toți cei care sunt în această sală, să nu fi putut intra fără să fi trecut pe la statuia sau pe la altarul împăratului, să puneți, precum fac astăzi încă japonezii, să puneți eventual tămâie și să vă închinați, nu-i așa, respectivului împărat. Ce spuneau creștinii? Ce spuneau creștinii? Hai să ne gândim la crez. Ce zice crezul? Crede? Unul? De ce nu doi? De ce nu trei? Grecii credeau că există mai multe zeități. Apollo era un zeu important pentru atenieni. Exista și zeul Mars sau Marte, care era mai degrabă responsabil pentru războaie. Exista o Afrodita, care sigur trezea pasiuni. De ce nu mai multe zeități și unul singur? De pildă, e o întrebare. De ce doar un Dumnezeu? Pentru că acest Dumnezeu s-a descoperit lui Moise, cel cu Transiordania și mai puțin cu Transilvania. Și pentru că acest creator al Universului, al tuturor celor văzute și nevăzute, el este chiar și în spatele împăratului care are o viață scurtă, Dumnezeul cel adevărat, care este transcendent, care este invizibil, pe care nu poți pune mâna, el merită toată cinstea, toată gloria și nici de cum împăratul. Deci foarte interesant, creștinii deja făceau distinții între adevărata dumnezeire care merită cinstită și falsa îndumnezeire a împăratului care se cerea pe sine pus în prim plan. Mai știți cumva figuri politice ale secolului 20 din Europa Occidentală și din, iată, spațiul nostru est-european, oameni politici, poate dictatori, care au cerut să fie și ei venerați ca Dumnezei? Știți niște nume să-mi dați? Stalin, dar înainte de Stalin a mai fost cineva? Lenin, bravo! Și înainte de experimentul redegist, nu? Nemții au avut parte și de experimentul nazist. Hitler! Adolf Hitler! Ce spuneau nemții când treceau pe stradă și vedeau portretul lui Hitler? Foarte interesant, nu? Spuneau Heil Hitler, nu spuneau Heil Deutschland. Foarte interesant. Cultul împăratului a revenit în Europa post-creștină, după aproape 2000 de ani, de când creștinii erau persecutați, a revenit pentru a pune niște figuri, precum Adolf Hitler, un pictor ratat, precum Nicolae Ceaușescu. Știți ce se spune despre Ceaușescu, nu?
Se spune că Ceaușescu era cizmar și că Iliescu era șiret. Mă apropii că nu văd și nu vă simt, nu vă văd. Deci, Ceaușescu din Scornicești a avut și el un vis, nu? Să aibă o casă. A vrut și el să aibă o casă. Casa? Frumos, casa poporului. Știți, ca să luminezi casa poporului trebuie să consumi cam cât consumă orașul Ploiești într-o lună, consumă casa poporului într-o zi. Face economie mare. Acum este o politică verde în toată regula și acolo a vrut Ceaușescu, nu-i așa, să-și construiască căsuța, boșdeuca, bordeiul, într-un palat. Spune ceva despre sufletul acestui om? Da, spune. Nicolae Ceaușescu nu a fost un om iubit. Nicolae Ceaușescu a avut un tată alcoolic care îl bătea în fiecare zi și care l-a alungat. Sigur, din Scornicești, unde n-avea nicio perspectivă, spre Bucureștiul, unde erau mișcări revoluționare, care ce propuneau aceste mișcări? Mai ales mișcarea comunistă în anii 30. Știe cineva? Ce propunea comunismul în anii 30, în România și în Uniunea Sovietică? Să scăpăm de monarhie. Cine a zis asta? Felicitări, doamnă! 10 cu plus! O să începem să facem o tombolă și la câte întrebări bune rămânem fără cărți, dacă le dăm pe toate din partea editurii, însă e o idee bună. Să dăm și cărți și să mai și citim. Foarte bine, spune doamna aceasta distinsă. În perioada comunistă, cineva a luptat împotriva regimului monarhic, anume mișcarea lui Lenin și a lui Stalin, nu a dorit nici de cum această mișcare să accepte prezența unui rege la... Unde? La structura sau la vârful structurii puterii în țara noastră. De ce n-au dorit comuniștii să aibă un rege? De ce n-au dorit să aibă comuniștii un rege? Mă apropii și de noastră, că de asta am vrut. De ce? Cu ce îi enerva pe ei prezența regelui la Cotroceni? Știți că erau tot soiul de rege, am avut pe Carol, pe cine am mai avut? Pe Ferdinand? Pe Carol al doilea și pe Mihai. Săracul Mihai a fost făcut rege la 6 ani. Dar de ce enerva pe ei, pe comuniști, prezența regelui la vârful statului? Care era deviza familiei de Hohenzollern, vă rog? Deviza. Adică motto-ul familiei. Nihil sine deo, traducerea. Nu s-a auzit? Față s-a auzit? Da. S-a auzit. Nimic fără Dumnezeu este motto-ul familiei lui Carol I. Interesant. Era neamț sau român? Era neamț și român, nu? Era catolic și era un om care avea o conștiință a datoriei față de patria pământească și față de patria cerească. Foarte interesant. Și acum ne întoarcem la Constantin. O să ziceți ce legătură este între cei doi. E o mare legătură. În primul rând, amândoi știau latină. Știați asta? Amândoi știau greacă. Știați asta? Carol I, regele României, știa 7 limbi străine. Dacă mergeți la Pelișor sau la Peleș, mai ales la Peleș, veți vedea în biblioteca personală a regelui Carol cărți în 7 limbi. Dacă mergeți, de pildă, la Mount Vernon, acolo unde a trăit o vreme Thomas Jefferson, veți găsi cărți în 5 limbi străine. Dacă veți merge la Monticello, iertați-mă, acolo unde a trăit, de fapt, Jefferson, și la Mount Vernon a trăit Washington, veți găsi cărți în 3-4 limbi. Cu alte cuvinte, fondatorii lumii libere americane, care se inspirau de la lumea europeană, erau foarte dornici să citească izvoarele, textele creștinismului, în primul rând, și ale tradiției clasice, în al doilea rând. Iar Constantin, la el ne întoarcem și promit să nu pierd ritmul acestei expuneri, Constantin și el, deși era împărat și avea treabă, în primul rând, cu apărarea frontierelor, Constantin știa greacă și latină și ce credeți că făcea seara? Citea. Nu avea abonament la Netflix.
Nu avea cont TikTok. Nu era abonat pe YouTube. Nu era pasionat de micuțul sau de un stand-up comedy. Nu era atunci la modă ca lider al Imperiului Roman să te ocupi de lucruri de acest fel. Și ce făcea omul? Citea filozofie, istorie și teologie. Și la un moment dat, înțelegând că acești creștini erau persecutați și că ei vor să vorbească creștinii despre un singur Dumnezeu, știți ce a făcut Constantin? I-a întrebat: cine este Dumnezeul vostru? Eu sunt politeist. Nu știu despre ce vorbiți. Ziceți-mi voi. Și ca întotdeauna teologii, știți? Teologii sunt lungi la vorb. Au apucat să explice, știți, Vechiul Testament, Noul Testament, 66 de cărți în toată Biblia. Uite, haideți, luați-o bucată cu bucată. Și l-a zis, mă scuzați, sunt general, sunt lider al Imperiului Roman de răsărit și de apus, nu am timp, mă bat cu perșii, mă bat cu dacii sau cu ce mai rămăsese din acea populație dacică, pentru că el a recucerit o parte din Dacia pierdută de Aurelian. E bine, ce face Constantin? Le spune direct: ia scrieți voi crezul. Scrieți voi crezul. Dar care teologii spun crezul bisericii? Și Constantin zice: da, vreau să citesc crezul Bisericii Universale. Ce moment extraordinar în istoria Europei. Dar înainte de asta, zic episcopii și preoții și credincioșii simpli: Constantine, dă-ne dreptul să ne profesăm credința fără să mai fim uciși și martirizați. Și în 313, cu faimosul edict de la Milano, acest mare bărbat care joacă un rol providențial, cred eu, el este părintele Europei din punctul meu de vedere, decide în 313, printr-un edict pe care el îl dă după ce îl bate pe verișorul său, Maxențiu, pe podul de la intrarea în Roma, unde avea adversar o armată de 40.000 de soldați, podul Milvius, Constantin hotărăște să le dea românilor, dar mai ales romanilor, libertatea religioasă pe care nu o avuseseră sub ceilalți împărați. După cum știți, Pavel a murit pe vremea lui Nero. 67. Și astăzi, dacă vrei să ai un câine, un Doberman, și vrei să dai un nume, cam ăsta ar fi numele pe care l-ai dat, nu? Nero. Unui câine îi dai un nume de împărat patologic. Știți, isprăvile lui Nero, nu intrăm în detalii, extravaganțele sale și sadismul său. Nero a fost un scelerat ca și Mao Zedong, care n-a avut niciun scrupul să arunce bărbați drepți și femei curate în închisoare și apoi să-i ucidă doar pentru a găsi un vinovat în contextul incendiului care cuprinsese Roma în perioada lui de domnie. E doar un exemplu. Și bineînțeles, creștinii, când au aflat că împăratul Constantin le dă dreptul să spună ceea ce ei cred în deplină libertate, au respirat ușurați. Au spus: să-ți mulțumim pentru faptul că tu respecti demnitatea noastră de ființe create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deci pentru cei interesați de istoria libertății, pentru cei care vor să știe de unde pleacă imnul lui Andrei Mureșan, care cum se termină? Știe cineva cum se termină imnul de stat al României? Puțin știu cum începe și mai puțin știu cum se termină. Că îi văd pe politicienii ăștia uneori alineați, nu știu de fapt imnul de stat, dar mimează. Mai și pun mâna la piept. Cum se termină imnul României? Muri mai bine în luptă, vă ajut, cu glorie de plină, deviza-i libertate și prețul ei prea scump. Vedeți ce origini teologice și politice are acest crez? Până la Constantin,
Împăratul trebuie să mergem ca să vedem de unde pleacă acest vis al libertății pe care l-a avut, bineînțeles, și Maniu, pe care l-a avut și Coposul, pe care l-a avut și Ioan Alexandru, dacă trebuie să le evocăm și pe el, și toți ceilalți, până la Constantin. El a fost primul care a spus creștinilor, faceți ce vreți, profesați crezul. După care creștinii au mai primit în 324 încă un drept, după primul drept de a vorbi. Și o să spun că pe vremea lui Constantin era mai multă libertate în Agora decât poate astăzi pe Facebook, unde poți fi încă cenzurat. Sau pe YouTube, sau pe Twitter. Mă rog, cu Elon Musk s-a mai schimbat. Ei bine, după ce creștinii primesc dreptul de a vorbi liber, creștinii mai primesc încă un drept, pe care unii dintre noastre, nu toți, îl exercitați duminică de duminică. În anul 324, împăratul Constantin permite creștinilor să se ducă într-o sinagogă sau într-o biserică fără să mai fie arestați. Pentru că gândiți-vă înainte, tu te duceai la liturghie și la mijlocul liturghiei intrau soldații și te luau, aproape ca în pandemie. De Paști, iertați-mă, în pandemie, eu am fost la liturghie, cer scuze, am încălcat legea, pot să plătesc dacă trebuie, retroactiv, domnul Arafat, unde este? Ok? Să ne trimite nota de plată. Eu, în noaptea de Paști, în timpul pandemiei, am văzut jandarmi și polițiști care supravegheau cele care se întâmplau în biserică, cu ochii cu care s-ar fi uitat creștinii în primele veacuri. Iertați-mă, cam așa cred că se simțeau și ei. Oricând puteai fi amendat pentru că ai spus un Doamne miluiești. Începe să citească Biblia, începe să citească Vechiul Testament, Noul Testament și e hotărât să devină creștin. Mai că sigur implicat în multe bătălii, iar știți, bătăliile unor sunt sângeroase, el s-a simțit inapt pentru a primi botezul și a tot amânat până în anul 337 botezul pe care îl primește din mâinile unui episcop arian, Eusebiu al Nicomidiei. Dar nu înainte ca în 325, cred că v-am plictisit, promit să mă opresc din a mai da cifre, în anul 325, Biserica Universală, în sfârșit, să facă ceea ce a zis împăratul, anume să strângă din toată lumea, atenție, nu doar din Imperiu, ci din toată lumea, teologi, episcopi, diaconi și preoți, pentru a redacta crezul, credeul. Și e cineva din Constanța aici? Nu e nimeni din Constanța? Nu e nicio problemă. A fost un episcop din Panonia și a fost un episcop din Constanța, din Tomis. Deci de pe meleagurile noastre, doi episcopi. Episcopul din Panonia se numea Domnus. Ce frumos să te cheme Domnul. Cine este el? Domnus, Domnul. Și un alt episcop din Tomis, care nu apare în cronicile acestui moment important, care este sinodul întâi ecumenic de la Nicea, acești doi episcopi din părțile noastre se duc și în anul 325, împreună cu geniile absolute ale teologiei secolului IV, în primul rând cu Atanasie cel Mare, hotărăsc să redacteze ceea ce noi astăzi încă mai rostim în biserică, fără să ne fie teamă că vom fi arestați, anume crezul. Crezul ăsta, o să ziceți, bine, a venit neamțul să ne spună că s-a scris un crez în anul 325, deci cu aproape 1700 de ani în urmă. Și la ce bun acel crez. Uite, vă spun ce zice Constantin Noica, un om mult mai educat decât mine și mai deștept decât mine. Constantin Noica spune că acest crez de la Nicea este începutul Europei. Că Europa s-a născut la Nicea. Ceea ce este uluitor. Noi suntem moștenitorii acestui moment pe care Constantin, cu boieria tipică a unui mare împărat, l-a regizat în felul următor. Le-a spus tuturor, din India și până în Maghrebul de astăzi, Libia, ca să fie mai clar la ceea ce mă refer, orice creștin care vrea să participe la această adunare, a trimis 1700 de invitații și au venit 318. Datorită persecuțiilor, încă mai erau probleme. Orice creștin, zice, poate să folosească drumurile romane, care erau mai bune decât
tot ce se face acum cu PNRR-ul ăsta sau ce se mai face, credeți-mă, drumurile romane erau impecabile. El a permis acestor episcop să călătorească liber, le-a dat soldă, le-a dat și bani să poată să aibă o lună de zile timp să dezbată la Nicea acest crez și la final el a apărut în haine de purpură, într-o sală arhiplină, a prezidat, vă dați seama, împăratul acela vorbea și greacă și latină, se înțelegea și cu cei de la Roma, din Cordoba, dar și cu cei din Constantinopol sau cu cei din Atena și le-a spus un singur lucru. Eu am unificat vestul și estul. Europa Unită. Noi vorbim despre asta, nu? Zilele astea. Eu, politic vorbind, am făcut ce a făcut David. Cel care, văzând că sunt 12 triburi ale lui Israel, dezbinate între ele, ce a decis David? Știe cineva ce a decis David? Cu mult timp în urmă, cu 1200 de ani aproape înainte de Hristos, David a hotărât să unească poporul ales și să facă un singur regat. Ce face un lider, dragii mei? Ce face un lider? Unește oamenii, bărbații și femeile, tinerii și oamenii mai vârstnici. Și David a creat un stat, un regat, cu binecuvântarea lui Dumnezeu și a lui Samuel, care era profet, și împăratul Constantin, pe urmele lui David, așa spunea Eusebiu, pe care îl citeam în copilărie, a făcut același lucru. Și a zis, eu am unit Roma și Constantinopolul, răsăritul și apusul. E timpul ca voi creștinii să vă uniți în jurul unui crez. Și plătesc oricât ca acest crez să fie rostit solemn de către toți. Nu intru în detalii teologice, le explic în acest volum, în Geneză, în Iisus la Nicea, iertați-mă, este al doilea volum, Iisus la Nicea explic ce s-a întâmplat cu erezia ariană, nu intrăm în detalii. Cert este că 318 episcopi s-au întâlnit și au rostit un crez pe care astăzi îl rostesc 2 miliarde de creștini în lume. Și penticostalii, și baptiștii, și ortodoxii, și greco-catolicii, toți creștinii rostesc acest crez fără probleme. Cui datorăm acest lucru? Unui mare geniu politic și teologic care a fost Constantin. A avut păcate? Foarte multe. A avut viziune, cu siguranță. Și acest om ne-a dat nouă o imensă tradiție de care țările române, fără să vă plictisesc, s-au bucurat aproape 1000 de ani. Zic cuvinte mari aici, dar mi le măsor. De pe vremea descălecatelor și mai târziu trecând prin Mircea cel Bătrân, a cărui biografie am citit-o sub penința lui Panaitescu, până ajungând spre Constantin Brâncoveanu și chiar spre Carol, despre care am pomenit mai înainte, s-a lansat în spațiul românesc tradiția numită de către Marele Nicolae Iorga cum? Bizanț după Bizanț. În ce constă această tradiție? Constă în sinfonia pe care puterea politică și puterea spirituală o construiesc, o regizează, o gândesc, o orchestrează pentru binele public. Ce înseamnă sinfonie? Ce înseamnă că atât puterea politică cât și puterea spirituală conversează, stau de vorbă? E bine, atunci când un edificiu major, o catedrală, o universitate se ridică într-o cetate, și asta s-a întâmplat și în Apus și în Răsărit, și în spațiul carolingian, și în spațiul bizantin, e bine, atunci și teologii, dar și oamenii politici erau chemați să gândească acel proiect. Și vreau să vă spun că noi suntem extraordinar de binecuvântați să fim moștenitorii acestui proiect. Și haideți să vedem care sunt beneficiile. Primul beneficiu major pe care creștinismul l-a adus în lume este acela că noi nu mai trebuie să punem tămâie la statuia împăraților. Pentru că există un singur domn. Cine este acesta? Ce zice crezul? Iston Kyrion, Iisus Hriston. Adică există un singur domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
Nu doi, nu trei, unul singur. Un singur Dumnezeu și un singur Domn, Iisus Hristos. Prin urmare, eu nu trebuie să aduc închinare niciunui lider politic. Eu trebuie doar să fiu respectat de liderul respectiv și eu, la rândul meu, să-l respect. Pe principiul de egalitate și de respect reciproc s-a construit această simfonie. Și slavă Domnului, au fost de-a lungul timpului mari lideri creștini, precum Ambrozie, care au stat drept în fața unor împărați care au sărit calul. Teodosie, de pildă, a fost un împărat după Constantin, care a masacrat, a ucis 7.000 de bărbați în Tesalonic, fără nicio explicație, iar Ambrozie, când l-a văzut pe Teodosie intrând în biserică, i-a zis, stai! Nu toți erau ca și Chiril al Moscovei, da? Asta vreau să spun. Nu toți creștini au fost ca și Chiril. Unii au spus, oprește-te! Și gândiți-vă ce tare era pentru, gândiți-vă, vremea aceea, să ai un episcop care stă în drept, în fața catedralei, vine împăratul și el zice, cu Evanghelia stop. N-ai ce căuta în biserică. Decât, zice, cu o condiție, pocăința. Și întreabă Teodosie, dar ce trebuie să fac? Păi zice, puneți cenușă. Și știți că la catolici, ați văzut pe Joe Biden că avea o problemă aici la frunte? Știe cineva de ce? Unii zic că a căzut, da? E o explicație facilă. Nu, miercuri, ce a fost pentru catolici? Miercuri a cenușii, nu? Ash Wednesday. Deci la catolici, de pe vremea lui Ambrozie din Milan, care l-a botezat pe Augustin, în subsolul catedralei, care și acum, dacă mergeți la Milano, sper că beți nu doar o cafea și nu mergeți doar să vă cumpărați haine. Da? Știu că festivalul de modă este la Milan. Mi-a spus Florin Dobre, e un mare, mare designer. Nu doar despre asta e vorba la Milano. E vorba despre începuturile creștinismului european și la Milano, acolo, un mare bărbat, pe numele său Ambrozie, l-a botezat pe un tip arogant care era Augustin și în același timp l-a oprit pe un alt tip arogant care era Teodosie de la a intra în biserică până nu face actul de pocăință, care gândiți-vă că s-a și întâmplat, el a pus pe el un sac aspru și și-a pus cenușă în cap la propriu. Și pe cap și în cap. Asta numesc eu putere, asta numesc eu autoritate, asta numesc eu curaj. Deci creștinismul ne-a dat un lucru extraordinar. Șansa de a nu mai pupa, era să zic cumva, acești lideri politici. Și încă un lucru, gândul fundamental că oricine se află în exercițiul puterii trebuie să-și limiteze, să-și autolimiteze, dacă trebuie, acest exercițiu, ceea ce în spațiul anglosaxon s-a întâmplat prin limitarea mandatelor la 4 ani. Noi din 4 în 4 ani alegem câte un lider, tocmai pentru ca acesta să nu o ia razna. Sigur, Putin este lider de 24, de 25 de ani și probabil că visează să fie ca Ceaușescu sau mai mult, nu lider pe viață, dictator perpetu. Noi totuși, în spațiul european, spunem stop. După 7 ani, după 10 ani, mai sunt 2, mai 1. Chiar și în România, da, după 10 ani, 2024. Auf Wiedersehen, raus! Au Wiedersehen. Sunt câteva cuvinte pe care putem să le folosim. Deci, mare lucru, da? Creștinismul ne-a dat această idee că trebuie să limităm exercițiul puterii politice. Și că inima noastră trebuie să se atașeze de valorile spirituale. Eu am întâlnit, și cu asta mă apropii de ultima parte a discursului, se spune că un discurs bun îți spune nu. Ideile în mișcare în primele 10 minute, dacă e prost să spunem picioarele în mișcare în ultimele 10, mai aveți răbdare? Ok, mai aveți răbdare? Eu am întâlnit acești oameni ai Transilvaniei când aveam 14-15 ani, care mi-au spus povestea lui Constantin și apoi povestea creștinismului european într-un partid numit PNţ, Partidul Național Țărănesc, fondat de un om născut aici.
Iuliu Maniu. El a fondat acest partid, într-un fel sau altul, făcând parte din partida, sau Partidul Național Român, având acordul faimos în anii 20 cu Mihalache, el a fondat Partidul Creștin Democrat prin excelență. Unde s-a născut încă o dată Iuliu Maniu? Domnul primar, e o confuzie. Lumea nu știe. Încă o dată, unde s-a născut Iuliu Maniu? Sau la Bădăcin? Facem un referendum. Deci cine este de acord că s-a născut la Șimleu? Mâna sus. Aolea. Cine crede că s-a născut la Bădăcin? Au câștigat aplauze pentru cei care au spus Șimleu și eu beau puțin apă, vă rog. Deci vedeți? Vedeți cât e de frumos să știi că un om mare s-a născut în localitatea în care te-ai născut și tu și că el a făcut istorie. Acest om extraordinar, doamnelor și domnilor, Iuliu Maniu a fost părintele spiritual al unui om pe care s-a întâmplat să-l văd în carne și oasă și care s-a numit Corneliu Coposu și care, unde s-a născut? Pronunția corectă este? Bobota, nu? S-a născut și el în Transilvania, la Bobota. Și a condus partidul acesta, Partidul Național Țărănesc, după 1989, cu o imensă demnitate, oferindu-ne nouă generației mai tinere atunci, prima ocazie de a vedea un candidat democrat și creștin la funcția cea mai înaltă în stat, pe numele său, Ion Rațiu, născut în Transilvania, dar unde? La Turda, în anul 1917. Foarte frumos. Văd că știți istoria, mă bucur. Acești oameni, și aici pot să adaug încă o dată numele lui Ioan Alexandru, senator de Arad al PNţ-ului de atunci, care a murit prea devreme din punctul meu de vedere. Astăzi își are locul de odihnă la mănăstirea Necula din județul Cluj, un filolog excepțional, un traducător al Bibliei, un comentator al poeților vechi. Acești oameni, Maniu, Coposu, Rațiu și, bineînțeles, Ioan Alexandru, reprezintă pentru mine un stâlp. Acești oameni reprezintă un stâlp al creștin-democrației pe care astăzi mulți au abandonat. Al proiectului libertății pe care Constantin l-a avut pentru Europa, al proiectului unificării pe care David l-a avut pentru poporul ales, pentru poporul evreu, și pe care Ferdinand l-a avut pentru poporul român. Gândiți-vă, Ferdinand, întregitorul, a întregit atâtea provincii ale României cum nimeni altul n-a fost în stare să mai facă înainte sau după el. Și gândiți-vă că acele provincii încă așteaptă să fie din nou reunite. Creștin-democrația, dragii mei, este această convingere că poți să ai o biserică liberă într-un stat liber. Este această convingere că prosperitatea unei țări pleacă de la comunitatea locală. Că talpa țării, care este țăranul, nu trebuie disprețuită. Creștin-democrația este această convingere pe care nemții au avut-o, pe care italienii au avut-o, mai ales după războiul care i-a zguduit, cel de-al doilea război mondial, și care, sigur, convingere i-a adus în prim planul bătăliei economice după al doilea război, germanii fiind la un moment dat a treia economie a lumii, pentru că au avut o viziune împărtășită de Konrad Adenauer și de atâția alți lideri, care le-a permis această viziune, în primul rând, să dea drumul unui motor de dezvoltare, plecând de la, ce credeți, de la primatul familiei. Nu știu dacă știți, în Germania și în Italia, până astăzi, 70% din firme sunt firme de familie. Sunt firme moștenite din tată în fiu. Dacă tatăl a fost croitor, este foarte probabil fiul să preia această moștenire și să o ducă mai departe. Germania,
Italia în trecut, astăzi Polonia, reprezintă proiecte reușite, proiecte care demonstrează că spiritualitatea și materialitatea nu trebuie să fie în conflict. Proiecte care demonstrează că a fi naționalist sau chiar patriot, nu într-un sens cât se poate de luminos, nu intră în contradicție cu definiția catolicității sau sobornicității pe care biserica o revendică de 2000 de ani, trupului Hristos, integrând toate popoarele, toate culorile, toate rasele. Suntem deci în Europa creștină, în Europa creștină, aici în Transilvania, mai mult decât oriunde. Poate dacă mergeți la București, poate dacă mergeți, eu știu, la Constanța, dacă mergeți în alte părți ale României, veți vedea influența turcească. De altfel, cuvintele acestea suspecte sunt de origine turcească. N-avem nimic cu ei, săracii au trecut și printr-un teribil cutremur, dar ăsta e adevărul. Bakshi și un cuvânt de origine turcească, nu? Bayram și el este un cuvânt de origine turcească. Beizadea e un cuvânt de origine turcească. Dar noi, aici în Transilvania, am cunoscut alte practici. Am cunoscut alte moduri de gândire a relațiilor între stat și cetățean. Și aceste raporturi între stat și cetățean au fost raporturi de respect, pentru că cetățeanul vine înaintea statului și nici de cum invers. Aș vrea foarte mult să ne gândim la următoarea perioadă a României, la următorii 100 de ani ai României. Aș vrea foarte mult să ne gândim, mai ales dacă suntem tineri sub 18 ani, cum onorăm noi astăzi și mâine memoria unui Iuliu Maniu? La ce bun să ai asemenea corifei, asemenea bărbați, dar și asemenea femei? Pentru că n-am vorbit aici despre Regina Maria sau despre Regina Elena, mama regelui Mihai, dar am vorbit despre prima Elena. Și aceste femei au contat enorm în devenirea acestor corifei. De altfel trebuie să spunem, dar mâine tema iubirii revine și nu trebuie să o epuizăm, nici măcar nu putem să o atingem în această seară, când Maniu a murit, a existat cineva cu el acolo în celulă la Sighet care a auzit o vorbă. Știe cineva care a fost ultima frază a lui Iuliu Maniu înainte de a muri? Octogenarul Maniu era cine? Clara. Cât de frumoasă era Clara, farmacista din Șimleul Silvaniei, care i-a răpit inima, dar care nu a intrat în viața lui, pentru că el a trăit aproape ca un călugăr în această deplină și totală dedicare față de cauza națională. Vedeți, moartea este semnătura vieții. Dacă mori cu privirea unui om îndrăgostit, înseamnă că ești viu. Iar acest Maniu a fost îndrăgostit nu doar de Clara, ci și de un vis, visul românesc. Cine îl mai întreține? Cine mai crede? Cine mai investește în visul românesc? E o întrebare pe care ar trebui să ne-o punem cu toții. Iar eu cred că la acest vis putem să punem umărul cu toții. De asta ne-am strâns, sper, în această seară, într-un număr foarte mare, copleșitor pentru mine și vă mulțumesc și mă înclin, pentru că mai credem și mai sperăm că acest vis poate fi dus mai departe de o nouă generație. E visul care pe mine m-a făcut să mă întorc în țară. Dacă 6 milioane de oameni au reușit în afară, cu siguranță și eu, după vreo 7 ani de Occident, vreo 5 în Marea Britanie și 2 în America și încă unul, uitați-mi de ăsta, în Germania, după 7-8 ani de Occident, probabil că puteam și eu să rămân și să am și eu o meserie acolo, nu doar aici, care să-mi fi satisfăcut nevoile primare. Dar doar că, recunosc, am vrut ceva mai mult. Ar fi fost imposibil, probabil, dacă rămâneam, nu știu, în Germania, să avem aceste curse în întreaga țară de apostolat cultural pe care noi, cei de la Marile Cărți, le oferim cu ajutorul dumneavoastră, a partenerilor și încă o dată mulțumiri pentru tot parteneriatul oferit de cei din Zalău, de cei din Șimleul Silvaniei, de cei din Hoedin și nu numai.
Ar fi fost imposibil să ajungem la mii și mii de oameni cum reușim astăzi în comunitățile locale, care sunt motorul dezvoltării și, până la urmă, aș spune, vatra de renaștere a visului românesc. Mă gândesc mereu la România, nu doar ca la o colecție de amintiri. România, doamnelor și domnilor, este nu doar o amintire, ci și un proiect. Așa cum viitorul nu e un loc care te așteaptă, ci un proiect care se construiește. De mine, de tine, de noi toți. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Mihail Neamțu, pentru această seară deosebită. Nu s-a terminat? Aș vrea să aduc câteva mulțumiri, dacă se poate, și permiteți. Aș vrea să mulțumesc Cabanei Brădet pentru efortul deosebit care ne-au ajutat. Au depus efort să realizăm acest eveniment deosebit. Și vreau să mulțumesc tuturor pentru prezență, așa cum le-ați mulțumit și dumneavoastră. Mulțumim că ați participat în număr atât de mare la acest eveniment deosebit. Vă mulțumim! Mulțumim! Mulțumim și primărie, mulțumim și partenerilor din afara acestei localități, pentru că trebuie să spunem, suntem aici totuși ca parte a unui turneu, merită spus lucrul acesta. Turneul nu se oprește la Șimleul Silvaniei, continuă, mâine vom fi la Zalău, dar foarte important, la Bădăcin vom fi prezenți sâmbătă, pentru cei interesați, mai sunt doar câteva locuri, de la ora 11, sâmbătă de la ora 11, la Casa Memorială Iuliu Maniu vom fi prezenți pentru a evoca mai în adânc această personalitate pe care n-am putut să o epuizez într-o intervenție mai degrabă scurtă. Mulțumesc tare mult!